Oamenii au nevoie de povești care să inspire. De asta am ales să fac filme inspiraționale. Îmi plac eroii simpli, care sunt printre noi. Ultimul video la care am lucrat e despre George Balta. Tipul ăsta a fost troibist și acum 10 ani și-a rupt coloană pe stadion. Nu-și mai mișca nici capul. Nimeni nu prea îi dădea vreo șansă la viață. Nici gând de altceva. După 10 ani de luptă cu treaba asta, acum alergă 42 de kilometri la maraton într-o tricicletă. Când se plictisește, se mai dă cu parapanta, mai bagă crossfit, e de neoprit. Ca să inspire o lume cu filmele pe care le produc, am nevoie de oameni care știu să ducă povestea acolo unde trebuie să ajungă. Uite, asta e. El n-a văzut din cu și mă gândeam în mesajul pe care am rugat să-l trimiteți, cum putem să integrăm asta, să îi facem o surpriză. Ți-am pregătit deja o surpriză. Da. Știi de câte o revistă? Da. Ia întoarce. Am pus mesajul tău pe spatele revistei. E foarte. Nu o să ajungă doar la George. O să ajungă la o lume întreagă. E wow. Tare, nu? Tare de tot. De-abia așteptăm să iasă. De fiecare dată când găsesc o poveste care simt că inspiră, mă bucur foarte tare de contactul ăsta. E ca atunci când descoperi o cumoară și vrei să împarți cu toți ceilalți. Oamenii care duc poveștile mai departe către alți oameni sunt cei care ne leagă unii de alții. Sunt cei care cred în noi și în povestea noastră. L-am cunoscut pe George într-o sală în care 500 de oameni așteptau să-i asculte povestea. Lângă el stătea o tipă bine, care îi strălucea ochii când îl privea. Și când George a început să povestească despre drumul lui de la rugby la 42 de kilometri în scaun cu rotile, am știut că vreau să filmez povestea asta. Să rămână! Suntem de la Fan Courier. Am un pliculeț de la mediator pentru domnul George Balta. Este la adresă? Da. Se poate să-l lăsăm personal? Da, vă rog. Mulțumesc frumos. Salut. Domnul George, de la Fan Courier am pliculețul ăsta pentru tine. Hai să te ajut să-l deschizi. Este o revistă. Care? Întoarce-mă pe la sfârșit. Dragă George, de la tine am învățat că în viață, la fel ca în rugby, nu contează pe cine ai în față sau în spate, ci pe cine e lângă tine. Cu mesajul ăsta îți trimit cadou și un video pe care tocmai l-am finalizat. E despre unul dintre cei mai tari bărbați pe care i-am cunoscut. Încearcă să nu se taie picioarele. Da, o să încerc, bine că stau jos. Tedy Necula. Sunt foarte emoționat. Nu mă așteptam să îmi facă surpriza asta. Cred că tot ce mi-am dorit prin acțiunile mele este să arăt oamenilor că nimic nu este imposibil. Rugby-ul m-a învățat să merg tot timpul înainte. Îmi place să încurajez oamenii și să-i fac să creadă în puterile lor și în următorul pas,